toată viziunea noastră este una bună și că suntem pe drumul cel bun. Ați fost într-o competiție destul de puternică. Ce v-a degajat așa ca să fiți ales pentru... Cred că a fost faptul că inspirația noastră este luată din marile destinații ale lumii și practic ce vrem noi să aducem acum pe litoralul românesc este un concept care de mult s-a văzut în destinații străine, dar la noi este încă un concept la început. Și noi fiind primii care să punem pasul acesta cu un complex integrat și hotelier și rezidențial, cred că acesta a fost lucru care a putut să ne ducă în față. Și bineînțeles și calitatea. Să înțeleg că vă îndreptați spre investiții, spre litoralul românesc? Da, deci litoralul românesc este obiectivul nostru și compania noastră este de fel constanțeană și activăm deja în turism în România. Iar în acest an, anul trecut, am avut oportunitatea, ocazia și viziunea să putem să începem un proiect la malul mării, într-o zonă exclusivistă în Mamaia Nord și atunci a fost momentul în care am zis, haideți să ne îndeplinim visul de constanțeni, să avem și noi ceva aici care să fie considerată o perlă a turismului. Cu alte cuvinte, investițiile în zona litoralului românesc nu se opresc, ci dimpotrivă. Nu, cu siguranță nu. Mamaia, litoralul românesc, este totuși o destinație în continuare foarte căutată, poate chiar un pic necunoscută de piața externă, astfel că avem oportunitatea pe viitor, având facilitățile care trebuie și oferind calitatea de cazare la care se așteaptă străinii, să putem să-i aducem pe cei care nu au experimentat încă România.